Bătrânele dacii sunt pe calea de dispariție în Țara Făgărașului. Acest fapt se poate observa cu ochiul liber la unitățile remat din orașul nostru. Dacă anul trecut, în această perioadă, mașinile vechi umpleau curtea centrelor, acum le poți număra pe degete. Programul Rabla a demarat în trombă și în acest an, însă nu a mai avut același succes, cel puțin în zona noastră. De la începutul anului și până acum, doar 200 de dacii au fost aduse la casare, de 3 ori mai puțin față de anul trecut. De la începutul anului am avut odată 100 de voucher, odată 100 mașini pe care le-am primit, deci am primit 200 de mașini. Deja pe unele le-am și băgat la dezmembrat, așa că le trimitem la topit. Majoritatea făgărășenilor care au ales să scape de vechea mașină au folosit voucherul primit la schimb pentru a-l vinde la jumătate din valoarea lui. Puțini au fost cei care și-au dorit să-și achiziționeze un nou autoturism. Voucherele care pot fi schimbate pentru un automobil nou sunt în număr de 3, iar valoarea unuia este de 3.800 de lei. Pentru a intra în posesia unui voucher în schimbul unei mașini vechi, trebuie să urmați câțiva pași. În primul rând, trebuie actele să corespundă, respectiv cartea, talonul și buletinul, adresele să fie aceeași adresă a proprietarului, să fie proprietarul obligatoriu, și după ce am primit actele, le băgăm pe site-ul Ministerului Mediului, ne dă ok-ul de validare, pe urmă facem actele în continuare și merge și o radiază. După ce o radiat-o cu radierea, a venit, a luat voucherul, și omul se poate duce să-și folosească voucherul la dealerul care îi vinde mașina pe care o dorește. De curând, la unul din centrele Remat din Făgăraș au mai ajuns 100 de vouchere. Ele vor fi distribuite începând de astăzi. Acestea vor ajunge cu siguranță până la sfârșitul anului, susține reprezentantul centrului Remat din Făgăraș. Și asta deoarece rablele din zona Făgărașului s-au cam epuizat.